Iată, deja sunt 10.000 de ani de când omul a domesticit pisica. Deși, cel mai probabil, pisicile nu vor fi de acord cu aceasta, ele mai mult ca sigur se consideră superioare omului și oamenii sunt doar robii lor. Dar istoria arată că la etapa când omul trecea de la vânător la culegător, grânile adunate favorizau dezvoltarea șobolanilor, iar pisicile sălbatice s-au aranjat comod pe lângă casele oamenilor, fiind atrase de hrana din abundență. Iar mai nou, oamenii de știință spun că pisicile pot avea efect pozitiv asupra sănătății noastre. Analizăm astăzi capacitățile curative ale pisicilor. Chiar dacă medicina a atins cote mari, încă nu este cunoscut până la capăt spectrul acțiunii pisicii domestice asupra organismului uman. Curios este faptul că prin murmurul și vibrația care le face, pisica se tratează pe sine însăși, dar și pe omul cu care este în relații de încredere. Temperatura corpului pisicii este mai mare decât a omului, circa 38-39 grade Celsius. Astfel, contactul cu pisica dumneavoastră va încălzi zona afectată și produce un efect antiinflamator. De asemenea, bioenergeticienii afirmă că pisicile sunt atrase de energia negativă pentru a compensa propria balanță energetică. De aceea, pisicile sunt atrase de zonele care formează energia negativă ca urmare a unei patologii. Alegând o asemenea metodă neordinară de tratament, nu trebuie să renunțăm complet la medicina tradițională. Felinoterapia nu este un panaceu, dar o metodă complementară. Haideți să trecem în revistă maladiile în care tratamentul cu pisici ar putea ajuta pacienții. Iar pe tine, dragul meu privitor, te îndemn să dai un subscribe acestui canal și scrie poate în comentarii cum te-a tratat vreodată propria pisică. Numărul 1. Afecțiunile sistemului circulator și cardiac. Se știe că murmurul pisicii îmbunătățește lucrul mușchiului cardiac, stabilizează tensiunea arterială și, respectiv, previne crizele hipertonice. 2. Bolile gastrointestinale. Mai mulți pacienți au remarcat că în cazul colicilor stomacale, pisica culcată colacel în regiunea abdominală reduce semnificativ gradul durerii. 3. Radiculita. Puneți pisica dumneavoastră în regiunea lombară a spinării și veți putea simți o ameliorare a durerii deja după 10-15 minute. 4. Neurozele și stările de depresie. Joaca cu pisica sau ușoara lor mângâiere stând la televizor sau răsfoind o carte este un remediu excelent de a scăpa de stres și a reduce anxietatea. 5. Alcoolismul și dependența de narcotice. Vibrațiile calmante produse de pisică când este mângâiată îmbunătățește dispoziția, tonusul, reduce starea de panică și agresie, reducând astfel și dorința de a consuma produse alcoolice. 6. În oncologie. Desigur, să înlăture tumoare, pisica la sigur nu va putea, dar să îmbunătățească dispoziția și starea de spirit a bolnavilor, la sigur. De regulă, pisica singură decide când să se apropie de potențialul pacient. De a forța medicul mustecios la tratament sau orice alte acțiuni este practic imposibil. Să te ocupi de felinoterapie este cel mai bine seara. Anume, în această perioadă, pisica este cel mai activă și va fi de acord să vă ofere timpul său prețios. Aveți încredere în medicul dumneavoastră urecheat, el singur știe cât timp să vă ofere, iar dacă animalul va vrea să plece, lăsați-l să plece. Aceasta înseamnă că pe moment cura de tratament a luat sfârșit. Cam atât pentru acest episod, sunt foarte curios să aflu și de la voi cum vă ajută pisica dumneavoastră să vă simțiți mai bine. Puteți scrie chiar și în comentarii careva situații concrete când pisica v-a fost de folos, iar apoi poate facem un video de completare. Sănătate, pa, pa!